și la fara lui Cristian Masia. Da. Vă mulțumesc, sunt foarte onorat să fiu aici, să mă duc la cartea prietenului meu, Ioan Stanomir. Este o carte, o schiță inedită, insolită de istoria ultimilor 100 de ani. Ați fost martorii apariției în acest ultim an a numeroase cărți de istorie care și-au propus să evoce Marele Război și Unirea, dar această carte are totul special, ceva special, în sensul că se întemeiază pe surse pe care nu le veți găsi în alte abordări și ceea ce merită semnalat este accentul pe care Ioan Stanomir îl pune pe anumite surse istorice, care nu sunt doar documente, documente politice, texte programatice, sunt și cărți de meretristică. Avem aici un mod inedit de a folosi romanul drept sursă istorică și document al unei epoci. Și în al doilea rând este vorba de modul în care Ioan Stanomir scoate la lumină și evocă, pune în context anumite documente esențiale. Și documentul esențial folosit în această carte este rezoluțiunea, este actul politic fundamental, declarația de la Alba Iulia, de unirea Transilvaniei cu România, care este văzut în contextul istoric și este privit în context european și internațional. Și aici trebuie spus că până la urmă acest document, cum remarcă și autorul, nu a fost respectat în esența lui, din păcate. Ați auzit probabil istorici, academicieni chiar proclamând suscitare că rezoluția, că declarația de la Alba Iulia a fost respectată. Nu a fost respectată. Și dacă veți citi această carte, cred că vă veți convinge de justiția acestui lucru. Nu a fost respectată pentru că nici în litera, nici în spiritul ei, pentru că nu numai că documentul nu a fost respectat în ceea ce privește prevederile lui privind minoritățile, în majoritatea românească a fost desconsiderată. A fost desconsiderată ideea de guvernare prin consimțământ, a fost desconsiderată ideea votului universal, și universal înseamnă că pot vota și femeile, ori nu au putut vota în România intervenită, au putut vota abia în 1946, când votul lor nu a mai contat, nu a contat deloc. Și sunt tot atâtea motive de privire critică, privire critică care se vădește pe parcursul întregii cărți. În al doilea rând, făuritorii Mariului, de la Iuliu Maniu la Iuliu Costu, nu au bine meritat de la națiune, cum arată și Ioan Stanomir, ci au sfârșit în visorile regimului comunist sau în domiciliu obligatoriu. La Sighet sau la București, în domiciliu forțat, episcopul Iuliu Costu. Deci, în loc să fie cinstiți, au sfârșit uciși, de fapt. Aș mai spune în final că această carte are și un postscriptum care se referă la zilele noastre, la perioada postcomunistă. E un prilej de bilanț, un bilanț întocmit cu luciditate patriotică, cum de altfel această sintagmă revine pe parcursul cărții și îi veți regăsi extracția juministă, extracția unui liberalism conservator moderat și bine temperat. Este o schiță de istorie a ultimilor 100 de ani care merită pe deplin citită și evaluată de dumneavoastră. Vă mulțumesc!